Încă 250 de agricultori vor beneficia de compensații parțiale din partea statului ca urmare a consecințelor secetei ce au afectat terenurile agricole cu culturi de categoria 1. Despre aceasta a anunțat ministrul agriculturii Ion Perciu în cadrul ședinței de astăzi a cabinetului de miniștri. Potrivit oficialului, agricultorii respectivi vor primi cu întârziere ajutorul, deoarece o parte din actele necesare pentru sprijinul financiar au fost prezentate cu întârziere spre examinarea Ministerului Agriculturii. Cei 250 de agricultori vor fi calculați suplimentar la cei peste 1500 de agenți economici care deja au beneficiat de despăgubiri. Menționăm că în acest scop guvernul a alocat circa 300 de milioane de lei, iar calculele se fac pe unitate de suprafață în conformitate cu culturile prezentate în setul de documente.